ca să fie cineva între oamenii de acolo. Nimeni nu știa că în fața poliției stăteau tancurile îndreptate, când cu Turela spre clădirile inspectoratului, când spre clădirile din când puneau militari împotriva poliției, când împotriva securității, toți în nebunia care a fost. De aceea nu am avut această spune în colțul și cu toată stima aprofundați. A fost cineva aici, Atomie, de mort. Dar vrem să se spună adevărul. Dacă nu vom spune adevărul pe masă, vom puta în spate durerile acelea. Noi nu ne-am născut încă, Domnul Iisus. Noi purtăm durerea evenimentelor din decembrie. A doua chestie pentru Clujeni. A fost ministru de interne care a venit și a pus punctul la pe ei. Și a definit instituția. Și a definit rolul și locul polițistului, jandarmului, pompierului și a celorlalte arme din Ministerul de Interne. Nu am nicio chestie. Sunt în rezervă, pensionat, nu candidez la nimic. Am toată stima și respectul pentru omul care l-a pus. Prima secție de poliție din țară și primul sediu a unei secții de poliție din țară s-a datorat acestui om, domnul Rălușu, care nu mai era ministru de interne, era ministru la Telepat, ministrul bicefal, Vaida Voievod din Cluj. Să vă mai spun o chestie de arâde. 91 septembrie a fost un eveniment. 16 martie 92 a fost un alt eveniment cu minerii veniți la București și undeva în Guvernul României mai era doi ministri și o secă de cabinet, Arnăutul domnul ministru. Și jos, ne uitam pe geam cum era un Cosma cu minerii, făcea o presiune asupra că nu mai era nimeni în Guvern. Și atunci o vreau să-i intrați în Parlament. Amintiți-vă cine a invitat pe minerii în Parlament. Și acest om a spus, maiorule, de ce ai venit? E pentru bani pentru secția de poliție. S-a dat prin bani, sau banii pentru o secție de poliție care a fost pusă la dispoziția inspectoratului de poliție condus de generalul Mărgaș, pe strada Alba, unde și noastră și astăzi mergem.